fabrica de cărămidă îi aparține lui Mihai Pleșa, zis Pistruiatul. Da, nici măta de metru. Dar fiți liniștit, nu atac omul, numai dacă sunt încolțiți. Unde a fost în trecut un depozit. A existat și o gură de aerisire, dar au stupat. Domnule, m-am jucat. Spune-mi, tată, deținutul politic e un fel de hoț? Păi dacă nu e, de ce este arestat un om? De ce este arestat un om care nu fură? Ce înseamnă stăpânire? Adică toți cei care au fabrici sunt paraziți? Toți! Tu crezi despre mine că aș putea fi parazit? Am și eu o fabrică, aia de cărămidă din strada Drobeta, ea mea! A ta. Am cumpărat-o de la Niță, i-am dat 17 bile și ceasul stricat pe care l-ai aruncat la coșul de gunoi. Eu sunt Pistruiatul, să nu vă temeți. Eu v-am făcut semn cu mâna să vă ascundeți, să nu vă vadă cei de la poliție. Punct! 1456 cu ajutorul lui Iancu. Iancu de Hunedoara a găsit țara într-o stare deosebit de grea. Pentru azi avem... Alo! Eu sunt Pistruiatul! Da, domnule, singur! Ce aș putea face pentru dumneavoastră? Îmi duci tu mie ghiozdanul și așa e plin cu patru. Așa. Ia, fii atent că e greu. Mulțumesc, Alole! Acum du-te acasă! Du-te! Iar domnul comisar mi-a dat un șut în fund. Odată n-am știut lecția și am ținut pumnii ca să nu mă scoată la tablă și nu m-a scos. Nu, iau cu împrumut. Eu nu mai expun, am un prieten. Ce face meștere? Face mărus de bucat de pânză? Hai, Calu, haide, Calu! Bravo! Bravo, Calule! Ești prost ca o pisică! Bravo, Calu! Bravo! Da, am înțeles. Prietenii însă, îmi zic Pistruiatul. Porecla nu e prea frumoasă. Urc eu în pod. Cunosc podul ca în palmă. A, da! Cele două optim de aici. Știți, polițiștii au plecat tocmai seara târziu. Nu, domnule profesor, dar știți, îl văd. Ți-l dau ție. De ce să iau un patul la istorie pentru neatenție? Putea să-mi dați un patul la purtare, nu? Am avut motive, doamnă. Dar fabrica e părăsită. M-am interesat între timp. Îl cheamă tu, Mihai Pleșa! Aramă, alamă, bronz... S-a spart un geam pe strada noastră. Ba da, era un geam mare. Vă mulțumesc, n-am spart eu geamul. De aceea mi-au și dat drumul. Aici, Calu, la mine aici. Acum du-te, că mă super. Puteam să pun și picior peste picior. Știu eu, în orice caz au început să ai de grijă de mine. Pe urmă, domnul prefect m-a invitat în cabinetul lui. Am avut o discuție cu el și mi-a cerut actul de proprietate. Să știi, Andrei, că acesta e cel mai mare sacrificiu pe care îl fac pentru tine. Mi-ar face mare plăcere. Încă n-am vorbit niciodată la telefon. Calule, ai văzut că unelul de la fata aia cu fustă neagră? Adu-l aici! Au! Stai, stai, nu da? Ai jurat. Că azi la ora 5 pot să mă duc să iau bagajul. Cine? Chestii din astea îmi place să fac. Calu, căluțu, îl vezi pe omul ăla de acolo? Gonește-l! Du-te! Marș! 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 Hai, Calu, ia-i-o! Bravo, Calu, bravo! Bravo, meștere, hai! Până aici, Calule, acum du-te acasă, du-te! Când-s la vioară? Am fost acolo acum una să furăm vișine. E un băiat negricios cu ochii mici ca de viezure. N-am decât 2 lei. Dacă mă primiți... Hai, mă! Mai facem un joc, băieți? Dar ce, banii mei nu sunt buni? Sigur că am, ia uite! Ia să-i văd! Meștere! Meștere! Uite, nena mi-a luat banii și vrea să mă și bată! După el! Aoleu, mamă!
Am un porumbel și aș vrea să-l vând. Vreau să aflu dacă doamna e amatoare. N-avea pieliță umflată la cioc. Da, domnule Enache, totul e foarte clar. Hai să mergem, meștere, că avem o treabă foarte importantă. Hai! Calo? Șezi! Stai aici și așteaptă-mă până mă întorc. Atunci înseamnă că am greșit adresa. Tabla neagră. E mai scumpă ca tabla de zinc? Cum adică curat? Nu sunt. Am înțeles. Nu vrei să-mi dai jamantanul înapoi? Calu! Lasă-l tu, Calule! Dacă e pornit, nu pot să-l opresc. Numai dacă vă consideră prieten. Nu vă crede pe cuvânt, îi trebuie fapte. Nu țipați că se enervează. Ha, am găsit. Veniți cu mine un timp. Calule, lasă-l. E un om bun. Uite, ne ajută să duc geamantanul. Aolea, muică! Vreau să vorbesc cu mămica ta. Fel de fel. Asta nu te privește pe tine. Să vă întreb, dacă aveți de închiriat o cameră mobilată cu ferestrele spre sud? Mai întâi să-mi răspundeți la întrebare. Acum e bine. Asta rezolv eu. Nu, doamnă. Mișu Constantinescu. Un om așa... mic. Cu nasul turtit ca un tampon. Lucrează la... Banca Agricolă. Ce fel de flori sunt astea? Înseamnă că n-am ținere de minte. Odată i-am spus că Vlad Țepeș s-a născut în anul... Nici acum nu știu în ce an s-a născut Vlad Țepeș. Nu înțeleg. De ce? Atunci am dat de dracu. Tu ce vrei, mă? Vreau un kilogram de carne de vacă. Ce, mă? Vreau carne de vacă, dacă se poate mușchi. În buzunar ai actele. Ar fi bine să te uiți să vezi cum te cheamă. Ai un nume foarte frumos. Îmi pare rău că nu mă numești eu așa. Și noi nu ne mai vedem niciodată? Prietenului meu îi place atletismul. Și mutra dumneavoastră îi place și mai puțin. Calu! Pușcă că rămâi fără pantaloni! Păstrează asta de vanilie că vin să mai iau. Dacă îmi dai o înghețată, rog pe Alac să aibă grijă de dumneata. Expediezi un mandat? Am să mă străduiesc, tată. Nu știu. Aha, atunci când ai fost să repar gardul. Da, dar mă costă un patru. De mult nu mai fac prostii, tată. Domnul Bota m-a pălmuit. Adică, nu știam ce vrea de la mine. Și atunci, m-am gândit să-l păcălesc. Bineînțeles! Dacă mă lăsați să mă duc la școală, le iau și singur. Cu mare plăcere. Și dacă intră în cărciumă? Adică, să fac pe comisarul? Da, s-a și vorbit cu domn profesor Iliescu. Ei m-au căutat. M-au luat după drum. Am fost puțin speriat. Aici, în ghiozdan. Dar să nu vă temeți. În orice caz trebuie să vorbesc cu el. Chiar azi. Nu trebuie să distribuiți? Am înțeles. Așa m-am gândit și eu. A vorbit la telefon cu școala în fața mea. Să-ți spun. Se făcea că vorbește. Dar profesorul cu care discuta nici nu era la școală. Pe urmă, am aflat că telefonul de la școală e stricat. Sunt niște porci. Uite așa am scăpat de ei. Și acum spune-mi ce să fac. Să mă duc să-l urmăresc pe omul care o să-mi-l arate ei? Ție nu-ți lipsește nimic? Mă am bine cu ea. Asta e! Își trage mereu umerii. Ești foarte antipatic. Eu? De ce? Ești urât și ai pistrui. Da, dar eu am pistrui frumoși. Și câți ai? 17. Numai pe o parte ai 17. Dacă n-ai fi fata doamnei profesoare... Și dacă n-aș fi? Ți-aș transforma nasul într-un șurub. Și atâta l-aș învârti până n-ar mai rămâne nimic din el. Să nu mai vii niciodată la noi. La tine nici n-aș veni. Dar ce ai tu cu mine? Ai șurubul prea mic. Ba da, știți, dar nu vreți să-mi spuneți. Credeți că nu pot să-mi țin gura? Vă rog frumos și o să vedeți. Anul viitor am să învăț la istorie numai de nota 10. Măta! Mi-a spus Andrei să am grijă de dumneavoastră. V-am însoțit la fabrica de uleiuri, la uzina electrică și apoi la gară. Acolo s-a luat un om după dumneavoastră și mi-au trebuit 10 minute până l-am încurcat. Să nu cumva să vă opuneți dumneavoastră. Pot să vă ajut și eu? Nu mă mai cunoașteți, domnule comisar. Nu mă cunoașteți sau nu sunteți comisar? Casarozeanu, porumbei, depou, nu vă spun nimic.
aceste lucruri? Dumneata să pleci! N-ai ce căuta aici! Vă rog să mă scuzați! E acolo un om de la poliție! Unde? Uite! După el! Stai, mă! Nu știu! Am căscat gura la sediu și când am vrut să vorbesc cu el, nu mai era! Am auzit că veni și voi aici! Cunosc bine fabrica, doar știți, ea mea! Aș vrea să vă fiu de folos! Da, dar mi-e teamă că ai să pleci și nu să mai reconstitui niciodată actul de proprietate! Dar dumneavoastră, când sunteți cu un bărbat, nu trebuie să vă temeți! Du-te, Maca! Ia să... Lași, mă! Dai puțin, ce... Dai, ba! Am venit după mort!